artă completă. Cuprinde scenă, actorie, muzică, text, totul. Este foarte atractivă. Întotdeauna poate fi la modă, întotdeauna poate fi adaptată publicului, epocii, scenei, ocaziei. Și eu și iată venim din țările, din două țări diferite în care opera nu este foarte la modă. Ziua, konnichiwa. Mulțumesc. Arigato. Cu plăcere. Doitashimashite. Aishiteru. Te iubesc. Mulțumesc suficient. Să vin acolo. Să fost fatele din asta, cea mai bună parte. Onga kwa watashi no jinsei des. Muzica este viața mea. Pot să zic că este cea mai frumoasă parte a concertului atunci când știm că a trecut totul cu bine și oamenii vin cu zâmbete la noi și mai aduc și flori. E foarte frumos și e un sentiment de mândrie, pot să zic. Pentru că noi, artiștii, suntem obișnuiți cu singurătatea. Precum o perlă se formează în adâncimile mării, așa și artistul se formează în totală singurătate. Amor, amor, amor.
Spunea cineva despre viață că poți să latri în curte ca dulăi sau poți să stai pe prispă și să miauni ca pisicile. Ei bine, mie mi-a plăcut în curtea mea, în satul meu, în țara mea, să latru ca dulăi, uneori am și urlat ca lupii, dar nu în pustiu sau la luna și stelele de pe cer, ci la forța amenințătoare la adresa fiecăruia dintre noi. Ea, forța forțoasă, crezându-se atot biruitoare, uitând că, oricât ai fi de forțos ca putere, poți fi învins. Spiritual, niciodată, scrie Geo Saizescu în cartea sa Astăseară dansăm cu Bacchus. Umbrela pe care, bine zis că am purtat-o și port, că e ploaie, că e vânt, că e soare, ține de copilăria mea. Adică tata, care era notar într-un sat din Oltenia, în Mehedinț, în Pisăceaua, purta umbrelă. Dar umbrela întotdeauna semnifica o chestie de oarecare noblețe. Aveai umbrelă, aveai ceas, adică erai cineva, nu știu cum să spun. Mai erai și notar la primărie și emiteai acte și mai erai și abonat la ziare și reviste și citeai pe, în fața porții la țărani diverse articole. Întotdeauna țăranului oltean i-au plăcut politica și erau curios să afle, mai ales că în timpul războiului era la ordinea zilei, ce se mai întâmplă, unde și cum. În prima mea leafă de regizor, care era ca dat așa, uite, chiar acum e 1 septembrie, când vorbim noi, în 57, la 1 septembrie, am fost angajat la studioul cinematografic București ca regizor, după ce făcusem studii de filozofie, de muzică, am fost la Constantinopol de muzică și de regie. Deci este o zi în care se împlinesc niște ani de când m-am eliberat de starea de copil venit din provincie, în București, metropolă. M-am eliberat de ani de studii, că erau filozofie, că era muzică, deși de ani de studii, și intram în viața artistică. Și am intrat cu această umbrelă. Umbrela, întrucât încă de la începutul prezenței mele în viața artistică, am fost distribuit în diverse roluri, în diverse filme ca actor, pentru că începuturile mele la Turnul Severin, unde am făcut liceul la Traian, au fost într-un rol de teatru în Lopahin din Livada cu Vișini. Aptitudinile mele actoricești au la început au fost mai la îndemâna regizorul decât a producătorul care să-mi dea să fac film, deși n-a întârziat nici realizarea primului meu film. Dar fiind chemat să fac roluri, întrucât unul din, mari comici ai lumii pe care i-am admirat, și despre am și scris, Charlie Chaplin, și care dădea foarte mare importanță, ca și în general mari actori comici, obiectul, accesoriilor, obiectelor ajutătoare, detaliilor semnificative. Chaplin cu bastonul lui și cu gambeta lui și ghetele lui scâlciate, nu? M-am gândit că dacă apar în diverse roluri de coloratură comică, în diverse filme, nu voi putea să fiu pregnant decât să contribui eu însumi ca regizor la construirea tipului, începând cu îmbrăcămintea, cu modul de a vorbi, comportamentul și detaliile, ajungând până la ticuri. Și am găsit de cuvință că umbrela m-ar împlini așa ca
figură emblematică pentru ecran și trebuie să spun că n-am greșit, pentru că absolut toți desenatorii români, mari caricaturiști și m-au și fotografii m-au fotografiat ca atare, dar caricaturiștii m-au făcut desene umoristice. Fiecare ne uitând să-mi pună în spinare, în brațe, într-un sau altul umbrela respectiv. Deci a devenit un accesoriu care ținea de personalitatea mea, ajungând la un moment dat, mă întrebe mea, dar unde este umbrela? Și acum, acum 30 de ani și ceva, când după ce m-am însurat și am avut, s-a născut un băiat și care acum e regizor de cinema și el, Cătălin Saizescu, spunea, dom'le, nu mai port umbrelă, că acum am copilul, țin copilul de mână, nu mai țin umbrela. Adică îmi luasem o grijă. Dai voie să mă uit? Treaba. Inelul ăsta e o legendă, un miracol și un blestem totodată. Unde l-ați găsit? Pe jos. În paralel cu intrările mele în lumea actoricească a filmului, în anul 4, când era, începea bătălia pentru existență artistică, bătălie grea pentru că se făceau filme puține, Boba lui Fănuș Neagru ar fi trebuit să ori să mărească Ciolanu, ori să rărească haita. Adică era o expresie foarte la modă atunci. Am avut șansa să-l cunosc pe Tudor Arghezi, a cărui fiică era colegă cu mine la facultatea, la IATC, ea făcând actorie. Și am vizitat la maestru Arghezi cu un proiect după schița lui cinematografică numită Doi vecini, pe care am făcut-o în 58, s-a distribuit în 59, a avut succes enorm, fiind considerată o bijuterie cinematografică cu mari actori. După ce am făcut Doi vecini, aclamat, am fost vizitat la directorul general al studioului București, îl chema Paul Cornea și îl cheamă așa cum că este un octogenar profesor universitar și care m-a lăudat și spunând că sunt un personaj care vine tare din urmă, că marele maestru, pionerul filmului românesc, Jean Georgescu, e clasic, deci eu vin, că un alt regizor care făcea filme la ora respectivă e cam superficial, dar eu sunt. Și m-am umflat. Și când am plecat de la clădirea aceea, monumentul stalinist, Casa Scânteii, unde era presa românească, și unde acum este presa capitalist românească, nu socialist românească, până la Arcul de Triumf am dansat de fericire. Dar după aia am stat 5 ani. Deci n-ați mai făcut niciun film. Te laud pe tine, te laud ca să te țin 5 ani. Aici e... Până când am făcut Un surâs în primăvară, norocul meu că acel regizor zis superficial, dar care făcea filme și două pe an, a plecat în Israel, el fiind foarte bun prieten cu mine, și profesorul meu la începutul studiilor. Și am spus și acum, când a venit în țară să-l sărbătorim la 80 de ani, zic, îți mulțumesc că ai plecat, pentru că altfel eu n-apucam să fac film. Adică făceau filme puține, de? Dar am stat 5 ani. Aia nu sunt ani de dans, antren, tombolă și surpriză. Ani de încercare sufletească pe care am umplut-o cu, adică ani și am umplut cu apariții actoricești în filme, în care absolut toată critica românească mă menționa la rând cu actorii principali.
După ce am făcut un surâs în primăvară, am făcut consecutiv câteva filme, Dragoste la 0 grade, care a fost vândut în 36 de țări, 18 țări în varianta românească și restul într-o variantă italienească, pentru că când am fost eu la Roma cu Bursier, la Cinecittà, un producător a zis că el ar vrea să facă negustorie cu românii, materie de cinema, el fiind producător. Și n-avea la îndemână decât Il mondo sulle spiagge, lumea pe plaje. Deci un fel de documentar artistic plăcut. Și eu am oferit Dragoste la 0 grade. Când după ani și ani de zile cinema mă tot chema la România Film, acolo la distribuția de cinema, să văd filme venite și că așa veneau filme în România, le vedeau cei care trebuia să cenzureze, care era o cenzură strămoșească, noi le vedeam ca profesioniști, ele le trimiteau înapoi, iar pe altele le dădeau pe piață, dar pe altele le expediau. Într-o viață m-am dus să chema de băiatul ăsta care era cu, traducea în italiană, spaniolă și portugheză, m-am așezat într-un fotoliu și am rămas interzis. Era Amore a 0 de grade, filmul meu, comedie muzicală, pe care nu-l recunoșteam. Deci dacă închideai ochii, auzeai o muzică senzațională, niște cantante teribile, dar erau actorii mei. Dublat în italiană suna extraordinar, dar vândut la s-a umplut de bani. Dublat în italiană. Pe aceea am mai făcut La porțile pământului, în Munții Apuseni, în film despre geologi, încercând eu să fac un fel de introspecție în viața tinerilor. Adică ei încercând să descopere în măruntaiele pământului valori, ei de fapt se descopereau pe sine, ca inși și ca relații. După care am făcut Balul de sâmbătă seara, care a avut un succes internațional, numai în Serbia nu fi rulat, dar a avut un succes mare cu din Australia până în Spania, din Tunisia până în Norvegia, adică mă spun că a fost și prezentat la Cannes la întâlnirile filmului de tinerețe, a luat locul 3 la referendumul publicului. Am continuat bătălia asta mea în care cred eu că tineretul trebuie să învețe să vadă film. Că asta era teza cineclubismului nostru. Trebuie să știi să vezi un film, să nu te lași adică hăituit de ce ți se oferă, să găsești modalități de a înțelege. Înțelegerea nu este simplă. Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Adică ajunge, pentru că fiecare film ăla cu pretenții are un curent subteran al lui. Vrea să spună ceva, nu? Deci am continuat la această tentativă cu lumea tineretului. Dar uite că după Balul de sâmbătă seară, când mi-am dat ideea să fac cu Dere Popescu un film despre celebrul erou al culturii populare în România, Păcală, care este ca Bertoldo la italien, ca Giuffà la sicilien, ca stilul Iron Spiegel la popoarele germanice, sau ca Esop la greci, sau Nasreddin Hoxha la orientali, am stat în chiar 3-4 ani până să fac filmul respectiv. Și până să fac, am trântit o comedie de mare succes, care s-a chemat Asteseară dansăm în familie, care a avut un succes enorm în București, a avut 600.000 de spectatori. Ai zis că acum se numără spectatorii cu 10.000, ce domne, am 10.000 de spectatori. Păi eu am avut la Păcală aproape 20 de milioane de spectatori. Adică era o senzație apariția filmului, pe care
Sucheanu, marele critic român, Monsieur Cinema, spunea că este o adevărată sărbătoare națională. Cei mai hajoși în societate sunt actorii de dramă, care de obicei urăsc pe aia de comedie, că sunt oamenii succesului, nu? La filmele de dramă se întâmplă cele mai ale dracu întâmplări comice. La comedie, îmi spunea cineva, am fost la o prezentare de public la Maramureș. Ai auzit de Maramureș, nu? Bineînțeles. Și mă întreba cineva, vorbind așa, mai agramant, zice, ce fericiți sunteți, toată ziua vă râdeți cu comicii. Adică, mă râd. Adică, dacă am la îndemână actrițe, comediene și comediene, e așa, tot s-o cotezi, comedia e așa, un dans. Ori, comedia, ca să o faci cum trebuie, este o muncă titanică de invenție, de preocupare. Nu poți să faci comedie fără să nu te gândești profund la ce vrei să spui. Și ca să ajungi, să comunici cu publicul. Și așa e de comunicat. Sigur că poți să spui, domnule, altă brodie, în afară de ce era scris și ce juca actorul. Sigur că mi s-a întâmplat, de exemplu, la Păcală, când eram în munții, pe Parâng, la Voineasa, e o zonă extraordinară, o feierie așa, naturală, era Păcală care a interpretat de Papaiani, și care era travestit într-un preot, la care venea să se spovedească exact dușmanii lui, dar ca să nu fie recunoscut, sigur trebuia să fie, aibă barbă. Numai că cei din echipa de filmare, ce plecând la aproape 60 de kilometri de distanță de orașul Râmnicu-Vâlcea, la Voineasa, uitaseră barba respectivă. Ca să te duci cu mașină, să vii, se ducea soarele. Și atunci ce dracu să faci? S-a inventat și era pe a zis că aici sunt foarte multe capre și oi. Și era pe muntele ăsta, am văzut un țap extraordinar, ce barbă avea țapul ăla. Și am trimis pe fata de la machiaj și cu recuziter să prindă țapul. I-a tăiat țapului barba, i-a înlipit-o lui Papaiani, am făcut scena care este extraordinar. Și a zis, dom'le, hai să-i dăm țapului barba, dom'le, că se supără omul, că tot timpul se uita țapul la noi la distanță așa, ce mi-au făcut ăștia, dom'le, mi-au luat barba. Și au dus, am luat barba și i-au relipit-o țapului, pe bietul animal, și-au văzut cu ăla cu mastixul ăla, cum i-au lipit aici ciocul ăla, și tot uitare așa, simt că asta nu era o chestie prevăzută și nici n-am filmat-o, adică să devină element al filmului, adică secvență în film. Asta a fost o întrebare extra scriere filmică sau filmare ca atare. Eram la Păcală, eu aveam un rol, că ți-am spus de tip cu ticuri. Și eu mi-am făcut un tic, eram judecătorul care apărea în diverse situații și îl judeca pe Păcală. Și m-am făcut un tic, o tuse seacă. Și actorii, una, o actriță
cu haza așa simpatică, zice, e, bietul Geo, ce tânăr e, dar ce rău a ajuns. Cu ce a zis ăla? Păi cu ticul ăla, ce tusea aia? Eu aveam tusea aia, zicea că și ăsta dacă a fost convingător, adică, în momentul respectiv. E, în momentul în care făceam rolul judecătorului din păcală, e, în poveștile românești, este momentul acela în care proștii satului sunt păcăliți de păcală, de păcăliță, să găsească fundul oltului. Nu? Și plecau toți să găsească fundul oltului. Dar mai în altă secvență îi mințea păcală că acolo se găsește aur și nu știu ce. Și trebuia să aruncau toți, năvăleau în apă, dar nu sărea niciun actor. Și toți spuneam așa, făcându-se că se uită spre stradă, zice, să sară omul, domne, să sară el dacă vrea asemenea scenă. Eu am copii, eu am nevastă, nu. Dar toate treceau pe la urechile mele așa. Atunci m-am supărat și am zis, domne, dau pildă, mă arunc eu. Și am spus operatorului George Cornea, pe care știu, mare profesor și operator, se pregătease camera, toți erau cu el. Și a spus, în momentul în care sare regizorul, adică judecătorul, sar toți. Păi, și am sărit. Dom'le, n-am nimerit într-o bulboană. Și ce vedeau cei de pe mare? Și ăla hoțul a filmat. Deci eu am căzut în vârtejul ăla și deasupra vârtejului era decât pălăria mea cu boruri mari, care se învârtea și o dată m-am trezit, scos doi actori, în care aveam o costică de plan, și m-a scos, adică mă duceam chiar, dădeam o pildă, adică nu glumă, putea să fie o adică, tragicomedie, adică, cum să spun. Dar, cum să spun, asta s-a întâmplat și a devenit, chiar salvarea mea a devenit parte din film. Adică aia a putut să devină parte componentă, pentru că el n-a dat drumul la, adică n-a stopat camera. Pentru că n-avea ce să zică stop, că ăla care trebuia să zică stop la cameră era în bulbană. După 30 de ani am revenit acum 2 ani aici în zona și am făcut Păcală se întoarce, în care Papaian e tata lui Păcala, lui Păcala, lui Păcala, în care... Între timp eu am devenit tată, între timp băiatul a devenit regizor, între timp și fiind și producătorul filmului meu, ambianța asta splendidă de munte, de soare, cântec de păsări, nu? Am văzut pe băiatul meu, producătorul, știi, plimându-se foarte des prin niște poene cu o tânără actriță. O dată de două ori, de trei ori și așa, într-o zi m-am apropiat și mă, dacă tot vă simțiți voi bine, că văd că vă simțiți bine, hai bă, vreau să fiu și eu bunic. Îți spun că m-au ascultat atât de mult, încât după un an am devenit bunic, înțeles, s-a însurat și eu sunt bunicul lui Maria Bucuria, care am plinit un an și așa s-a întâmplat să fie, că ultimul cadru în filmul Păcală se întoarce, când Păcală și Păcălița... dau naștere unei existențe umane, este chiar nepoțica mea pe care ei o ridică spre cer. Să vă trăiască! Mersi mult! Deci Maria Bucuria are un an și o lună, peste câteva zile, artistă de cinema. Deci, nu că așa știi, i-au făcut la fișe de aia, la credit, am zis, bă, voi ați înnebunit. Zice, domne, să fie notat acolo, domne. Când aveam un an, când aveam o lună de zile, eu am filmat într-un film de cinema. Adică nu ne jucăm. Familie de artiști în devenire multiplă. Ce faci, mă? Bă, băiețelule, vin aici. Băiatul. Ce? Nu mai sunt banii. Dăscălia... Iatecistă la care te referi a început în momentul în care în 73 o mare profesoară și actriță
Eugenia Popovici m-a invitat să fiu profesor, dar așa cum am făcut film pentru că a plecat în Israel un amic de-al meu, așa cum am plecat în America la bursă pentru că a fugit în străinătate Radu Gabrea, tot așa am devenit profesor numit pentru că a rămas în America Mihai Iacob. Deci, vezi ce înseamnă o întâmplare. A plecat ăla, am făcut film. A plecat ăla, am fost dibusier. A plecat ăla, nici profesor. Dar profesoratul pentru mine este o chestiune de, mai de vocație sau de slujbă întâmplătoare. Trebuie să fie, să-i te dedici. Să ai bucuria să descoperi valori, talente, să le crești, să le promovezi. Să nu mă interesează după ce a terminat școala, că fie că face actorie, fără că fie face regie, era un cilian care acum este unul din mari producători și regizori la Santiago de Chile și care când a plecat în România, el fugise din Chile să scape de teroarea lui Pinochet. Și după 4 ani de zile și-a dat seama că era mai bine dacă rămânea în Chile. A plecat, s-a certat cu vame și român și el zice că așa, mă rog, a fost foarte iubit în România de fetele românce, că era un băiat, un bărbat frumos. S-a însurat cu o boliviană care venise și ea în România din amor pentru el. A făcut o fetiță care i-a pus numele America. Și el îmi scria mie așa, îți dai seama, toți aia de la Biroul 2, de la Contrainformații, zice, domnul profesor, America vă iubește și vă așteaptă. E ce să înțeleagă aia din chestia aia? Că ce? Adică, vizi dumneavoastră, a făcut declarații că e pro-american, că America îl iubește și îl așteaptă. Era fetița lui, America. Adică, să ai ce să spui, cum să spui și cui să spui. De fapt, această teză încerc eu la fiecare generație să o pun ca emblemă. Să știi, să ai ce să spui, să știi cum să spui și cui. Fiecare având alt fel de a percepe, de a recepta ceea ce îi spui tu. E o experiență care cred eu că n-aș putea să nu am elevi și studenți și să spun, știi că ești ca actorul ăla care, dacă n-are spectatori, nu poate să joace. Eu vreau să joc cu spectatori.